În urmă cu 5 ani, primăria Slatina prezenta un proiect de suflet. Tinerii care se căsătoresc trebuie să planteze un copac împreună. A fost dată chiar o hotărâre de Consiliul Local în acest sens, care a fost anulată de prefectură la acea vreme. Ideea a rămas însă, iar acum va fi pusă în practică. Mă bucur că am putut să revenim la ideea noastră de acum 5-6 ani de a da un copăcel tinerilor căsătoriți. Consider că este mai mult un simbol de care vor avea grijă tinerii căsătoriți. Va face ca în Slatina aerul să fie mai respirabil și ambientul să fie mult mai frumos. Este o încurajare a protejării și a dezvoltării spațiului verde. Acel copăcel este o dovadă a începerii vieții în doi. Tinerii din Slatina sunt încântați că atunci când spun da în fața ofițerului de stare civilă, își leagă destinele și de un copăcel, o primă realizare în doi. Uite, grăsamă, de ce nu? Aș încuraja ideea aceasta. Ai plantat vreodată vreun copac? Da. Da? Da. Dar dacă când te-ai căsătorit, primăria ți-ar oferi ție și viitoare tale soții să plantezi un bun copac, cum ți se pare ideea? Bună. Foarte bună. Da? Da. Crezi că e un început de viață frumos așa? Da, e mult mai frumos să trăim lângă copaci și natură. E bun așa decât să stăm într-un oraș cu fără copaci și așa. Și viitoarea ta soție să plantați în ziua căsătoriei un copac? Da, e frumoasă ideea. Iar acești copaci vor face parte din Parcul Mirilor, așa că au început să apară și primele idei. Cred că parcul de la spital mi se pare destul de frumos și ar fi o idee plăcută să punem acolo. Lângă casa căsătoriilor. Undeva în centrul orașului. Primarul Eminel Prina are o altă propunere, un parc nou care să devină un nou simbol al Slatinei și o imagine nelipsită din albumele de nuntă, când el și ea plantează împreună un copac și se pregătesc pentru celelalte lucruri, o casă, un copil sau mai mulți și o viață fericită împreună. În viitorul parc pe care îl vom face la Unitatea Militară, acolo vom amenaja o zonă. Peste vreo 10 ani ne vom fotografia în Parcul Mirilor.